ziua, dragilor! Numele meu este Nicoleta Briciu și sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Aurel Vlaicu din București. Dacă săptămâna trecută v-ați familiarizat cu stilurile funcționale ale limbii, astăzi eu vă invit pe tărâmul informației, pe tărâmul informației jurnalistice. Nu vă voi dezvălui încă care este titlul lecției noastre de astăzi, însă vă asigur că este unul de actualitate. Așadar, să începem demersul nostru didactic de astăzi. Într-o lume a tehnologiei, suntem asaltați zilnic de informație, fie ea sub forma unui text, unui sunet sau imagine, astfel încât aceasta să provoace interesul și să exprime cât mai nuanțat mesajul. Informația circulă cu viteză, este în permanentă schimbare, devine mai accesibilă ca oricând și se găsește în cantități gigantice. În acest context se pune problema de unde ne preluăm informația. Cum distingem între o informație adevărată și una falsă? Verificăm sursele, distribuim o informație înainte de a o fi verificat? Iată câteva întrebări la care îmi propun să răspund alături de voi în cursul acestei lecții. Se spune că cine deține informația, deține și puterea. Însă noi trebuie să distingem între o informație personală și o informație oficială. Așadar, comunicăm la nivel personal prin e-mail, SMS-uri, WhatsApp sau Skype. Avem acces la Facebook, Instagram sau Twitter, la social media, cum îi putem spune într-o sintagmă, unde găsim atât informații personale cât și oficiale. Mass media, prin care înțelegem totalitatea mijloacelor de informare, comunicare în masă, ziare, reviste, radio, TV, știri online, ne pun la dispoziție informații oficiale, informații verificate de către jurnalist, jurnalistul numit verificatorul de profesie. Însă, trebuie să știm că între social media și mass media există o relație de interdependență. Mass media poate prelua anumite informații vehiculate în social media pe care să le verifice și apoi să le distribuie, sau mass media poate dezvolta informații ce nu au putut apărea în mass media, fie din raționamente de audiență, fie pentru că nu au fost acceptate de către autorități. Așadar, titlul lecției noastre de astăzi este știrea. Știrea de la fapte la opinii. Obiectul unei știri este faptul, surprinderea adevărului, iar scopul trebuie să fie tot timpul unul informativ. În momentul în care își face apariția opinia, scopul se schimbă, el devine unul persuasiv, urmărind influențarea, manipularea maselor. Unde ia naștere o știre? Evident, într-o redacție. Ea parcurge un drum de la un simplu zvon, o simplă informație, la o adevărată știre. Parcursul acest TEA trebuie să vizeze analiza unor factori. Noutatea, interesul pe care acea informație, acel fapt, l-are pentru mase și proximitatea evenimentului. Apoi se iau deciziile, fie pe baza unor constrângeri de resurse, în general de resurse umane, spre exemplu, nu avem un jurnalist la fața locului, sau pe baza unor opinii. Se analizează impactul, audiența, dacă informația se încadrează într-o tendință și dacă răspunde nevoilor oamenilor. Însă, redactarea va trebui să aibă în vedere prezentarea cu obiectivitate a acelei informații. Așadar, trebuie să reținem că nu orice informație devine o știre, însă orice știre este o informație.
Iar pentru ca informația să devină știre, ea trebuie să fie una de actualitate, să prezinte o importanță pentru interesul cetățeanului, să se fi desfășurat evenimentul în proximitatea acestuia, să prezinte un fapt unic, să vizeze un progres și să fie de anvergură. Mai mult decât atât, ea trebuie să ne ofere răspunsul la 6 întrebări esențiale. Cine a săvârșit faptul? Ce a săvârșit? Când? Unde? Cum? Și de ce? Manualele de jurnalism ne propun o anumită structură pentru redactarea și analiza unei știri. Se numește structura piramidei inversate, care, la bază, are un intro ce ne oferă răspunsul la 4 dintre cele 6 întrebări. Cine, ce, când și unde? Cuprinsul ne va oferi răspunsul la cum și de ce, iar în vârful piramidei se vor găsi detaliile suplimentare care vor contura întreaga noastră știre. Vă propun, dragilor, analiza unei știri culturale preluată de pe site-ul observatorcultural.ro. Așa cum se observă din extinderea URL, se verifică acest site și implicit această informație. Se recomandă ca titlurile să fie eliptice, scurte și să nu ne dezvăluie foarte mult din informație. S-a constatat că există o tendință de a citi doar titlurile și a distribui acea știre fără a avea acces la întreaga informație. Cristian Zaharias devine director de onoar al Filarmonicii George Enescu. Observăm încă din titlul răspunsul la 2 dintre întrebări. Cine și ce? Boldac se observă intro. Dirijorul și pianistul Cristian Zaharias a acceptat titlul de director de onoare al Filarmonicii George Enescu din stagiunea 2020-2021. Filarmonica l-a sărbătorit pe faimosul muzician german în cadrul stagiunii online, în contextul în care artistul a împlinit pe 27 aprilie 70 de ani. Joi, 30 aprilie 2020, de la ora 19, Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu, condusă de Cristian Zaharias, în dublă ipostază de dirijor și solist, a avut în program, în cadrul stagiunii online, un program exclusiv Ludwig van Beethoven. Conform piramidei inversate, observăm baza formată din intro și răspunsul la întrebarea cine, ce, când și unde. Vă rog fiecare dintre voi să vă notați răspunsul la aceste întrebări, pornind de la intro afișat. Urmează paragraful al doilea, care oferă susținere informații prime. Vă sunt recunoscător pentru propunerea dumneavoastră, care m-a impresionat profund. În ultimii ani am cultivat, prin colaborarea noastră fructuoasă, o relație care depășește cu mult raporturile profesionale obișnuite și care a câștigat în adâncime la fiecare întâlnire. Mă onorează în mod special faptul că voi deveni în această funcție urmașul lui Sergiu Celibidache, mărturisește Cristian Zaharias într-o scrisoare de acceptare a titlului de director de onoare al Filarmonicii George Enescu. Așadar, avem o mărturisire, un citat, care devine o sursă de verificare pentru informația din intro. Sper ca după această perioadă grea să ne revedem cu bine în toamnă la deschiderea 2020-2021 a stagiunii Filarmonicii George Enescu.
Suntem onorați că maestrul Cristian Zaharias a acceptat să devină director de onoare al Filarmonicii, funcție deținută doar de Sergiu Celibidache după revenirea maestrului în România în 1990. Observăm un al doilea punct de vedere, o altă sursă ce ne susține aceeași informație, dată de cât punct de vedere susținut de un reprezentant al Filarmonicii, George Enescu. Ultimul paragraf vine cu detalii suplimentare. În această toamnă, dirijorii și soliștii de renume internațional vor fi oaspeții Filarmonicii Bucureștene. În continuarea bunei tradiții, deschiderea stadiunii 2020-2021 va fi o bună ocazie de a reintroduce în atenția opiniei publice concertele primei instituții muzicale din România, aflată în elita muzicală europeană. O stagiune consistentă, angajând nume consacrate din lumea muzicală și academică în evenimente culturale, concerte, conferințe, expoziții de înaltă ținută. Insistăm să păstrăm cu rigoare și consecvență tot timpul și acum în stagiunea simfonică online activități culturale care să omologheze un spațiu al excelenței spiritului rafinat. Să ne revedem cu bine cât mai curând. Până atunci, avem bucuria să vă dăruim acest concert aniversar condus de maestrul Cristian Zaharias, declară domnul Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii George Enescu. Pe lângă detaliile oferite, observăm o a treia sursă, domnul Andrei Dimitriu, care ne confirmă informația din intro. Așadar, știrea noastră respectă atât piramida inversă și ne oferă totodată întrebări la cele șase, răspunsuri la cele șase întrebări. În analiza știrii am avut în vedere câțiva indicatori. Piramida inversă se recomandă de obicei ca paragrafele să fie scurte, astfel încât să nu se piardă informația. Limbajul accesibil, verificarea informației sau susținerea acestea cu citate din trei surse distincte și credibile. Imagini autentice, dacă intrați pe site-ul Observatorului Cultural, veți observa că știrea este însoțită de o imagine cu celebrul dirijor. Și nu în ultimul rând, respectarea normelor de ortografie și de punctuație, ceea ce atestă că știrea a fost scrisă de către un specialist, în speță un jurnalist. Așadar, informația prezentată în știre preluată de pe Observatorul Cultural s-a dovedit una adevărată. În acest context putem defini știrea ca fiind o informație importantă la momentul actual despre evenimente recente, curente sau viitoare, comunicate prin media scrisă și audiovizuală. Ca specie a genului jurnalistic informativ, știrea trebuie să fie scrisă într-un limbaj neutru, fără adjective și aprecieri, fără figuri de stil. Se vorbește de o așa zisă regulă a celor trei C: corectitudine, claritate și concizie, calități generale ale stilului. Dacă știrea noastră a fost adevărată, există aruncate în mass media și mai ales în social media foarte multe informații false. Fenomenul se numește fake news. Așa cum zarurile se rostogolesc, așa și informația se rostogolește de la adevăr la fals. Știrile false dezinformează în mod intenționat. Ele sunt scrise și publicate cu intenția clară de a induce în eroare, de a deteriora reputația unei persoane sau instituții, precum și pentru câștig financiar sau politic.
circulă atât prin media tradiționale, cât și prin rețelele de socializare. Așadar, haideți să învățăm cum putem să ne ferim de acest fenomen. Mai întâi de toate, trebuie să vă spun că, conform studiului realizat de compania Unlock Market Research pentru un program derulat de ONG-ul Școala de Valori, referitor la impactul fenomenului știrilor false asupra tinerilor, s-a dovedit că 89% dintre tineri susțin că fake news-ul este o problemă. 67% dintre aceștia se confruntă săptămânal, cel puțin de două ori, cu știri false. 43% dintre tineri au distribuit, la un moment dat, o știre falsă. Cum ochim o știre falsă? Mai întâi de toate, verificăm sursa. Nu ne lăsăm impresionați de poveste, de informație. Ne informăm la rândul nostru despre acel site, cine îl deține și cu ce scop. Căutăm autorul. Ne informăm despre acel autor. Este el unul credibil? Există în realitate? Ce alte știri, ce alte informații a mai distribuit? Verificăm apoi data. Unele publicații reiau știri vechi, irelevante pentru evenimente curente. Dacă informația nu este de actualitate, ea nu este o știre. Nu trebuie să fim părtinitori. Trebuie să ne gândim dacă opiniile, convingerile și prejudecățile respective pot influența sau nu percepția asupra unor lucruri. Așa cum v-am spus și mai devreme, trebuie să citim toată știrea, nu doar titlul. Titlurile pot fi de multe ori capcane pentru a obține un trafic și este extrem de important să aflăm întreaga informație. Vom căuta apoi pe internet alte dovezi. Vom căuta să verificăm informația din cel puțin 3 surse. Verificarea sursei și a autorului ne va feri să cădem pradă unei capcane, unei glume, unei ironii. După ce am verificat informația din mai multe surse, am fost atenți la acuratețea informațiilor, am verificat dacă fotografiile și materialele video care însoțesc informația sunt autentice, am fost atenți la corectitudinea exprimării. După toate aceste aspecte, dar că încă nu suntem siguri că acea informație este una veridică, putem apela la un expert, adică putem întreba un jurnalist sau putem căuta acel site în anumite baze de date dacă este unul catalogat ca fiind distribuitor de fake news. Extrem de important este să ne gândim de două ori înainte de a distribui o informație. De această dată vă propun un joculeț, un joculeț care să verifice informațiile pe care le-ați acumulat pe parcursul acestei lecții și în același timp să vă inițieze în tainele jurnalismului.
Observăm site-ul mediacritica.md, unde vom intra pe tema 1. Tema 1 ce se raportează la ce este informația. Vom da click. Prima întrebare este: care dintre aceste titluri ar putea deveni o știre în Republica Moldova? Așa cum am discutat, evenimentul trebuie să se afle în proximitate. Vom alege acele enunțuri care fac referire la Republica Moldova. Spre exemplu, un partid va boicota alegerile. Da, unde aflăm că știrea trebuie să fie mai întâi de toate nouă, actuală și importantă pentru publicul țintă. Apoi, fumatul va fi interzis în spațiile publice din Republica Moldova. Mi se accentuează faptul că știrea trebuie să fie nouă, interesantă, neobișnuită, să vizeze publicul receptor. Și Republica Moldova, o întruchipare a haosului și corupției, în sensul că știrea trebuie să răspundă intereselor auditorului. Vom da să mergem mai departe. Ni se oferă o definiție a știrii în care se recapitulează informațiile despre care noi deja am discutat. Al doilea exercițiu ne solicită să aranjăm textul conform tehnicii piramidei inversate, astfel încât să obținem o știre. Haideți să încercăm. Spre exemplu, în școala X, în timpul desfășurării unei sărbări, a fost organizată o loterie distractivă. După tragerea la sorți, Matei, elev în clasa 10-a și Ionela, elev în clasa 8-a, s-au ales cu rolurile de rege și regina ai sărbătorii, urmând să inaugureze balul școlii cu un dans în doi. Unul dintre admiratorii fetei nu a fost încântat de idee, inițiind o altercație care în scurt timp s-a transformat într-o adevărată bătaie. Observăm cine, când și unde. Deci am putea alege aici. Da? Apoi, în timpul festivității a avut loc, unul dintre elevi a fost nemulțumit de faptul că prietena sa a dansat. Haideți să facem așa. Vom vedea ce urmează. A doua zi după incident, colegii au discutat faptul. Deci, unul dintre aceștia a fost nemulțumit, a acceptat, un coleg a sărit la bătaie, au intervenit. Am încercat să ne implicăm. Medicul curant a declarat că vederea nu a fost afectată. În ziua sărbării, directorul nu se afla în incinta școlii și a doua zi după incident, colegii de clasă a Ionelei discutau despre faptul că în timpul dansului Matei a încercat să o sărute. Vom vedea dacă ceea ce noi am ales a fost corect. Versiunea noastră și versiunea pe care ne-o propun jurnaliștii din spatele site-ului mediacritica.md. Observăm că noi am ales oarecum în funcție, doar că textul a fost puțin organizat invers. În școala X am început și noi. Iar apoi, următorul paragraf era cu medicul curant. După ce continuați, veți observa că tema 1 se încheie și dacă veți da continuare, vă va duce către tema 2. Eu vă invit să explorați acest site singuri și
să descoperiți tainele jurnalismului. În final, vă propun un exercițiu de reflecție, să realizați un mini-eseu în cheia tehnicii celor 6 de ce, pornind la ideea că un om corect informat este și un om puternic. Înainte de a porni acest demers, vă solicit să reflectați puțin la întrebarea dacă este important să verificăm sursa informației. O altă întrebare la care ne putem gândi este ce impact are o știre falsă asupra noastră și să avem în vedere că este important să alegem întotdeauna adevărul. Eu vă mulțumesc pentru astăzi și vă invit săptămâna viitoare la o nouă lecție în cadrul programului Lecția Regăsită. La revedere!